a început numărătoarea inversă până aprindem iluminatul festiv la Victoria. Locuitorii din toată zona sunt așteptați de la ora 17:30 în incinta Casei de Cultură la spectacolul organizat de Ziua Națională a României. Vor urca pe scenă ansamblul de dansuri populare de la Casa de Cultură din Victoria, Clubul Copiilor în pași de zumba, Cetina de Brad și ansamblul folcloric Comorile Arpașului. Intrarea este liberă. Ziua se va încheia cu aprinderea luminițelor de sărbători și deschiderea patinoarului. Pentru 1 decembrie e în premieră, e surpriză, nu o să divulgă foarte multe lucruri. La ora 17:30 o să fie un spectacol care se va desfășura la Casa de Cultură, unde îi așteptăm pe toți cetățenii orașului Victoria și pe ceilalți din împrejurim care doresc să participe. După terminarea spectacolului o să coborâm afară, o să prindem luminițele în tot orașul și acolo să-i așteptăm cu foarte, foarte multe surprize pe care nu vi le divulgăm. Vă așteptăm acolo pentru că inaugurăm și patinoarul. După cum știți, orașul Victoria are un patinoar propriu care a fost cumpărat acum 2 ani de zile, este montat, o să dăm drumul, în ziua de 1 el va fi deschis liber pentru toți copilașii din orașul Victoria și sunt multe, multe alte surprize acolo, așadar vă așteptăm cu mare drag. Cei prezenți în această zi se vor putea bucura de toate surprizele pregătite în parcul de pe strada Victoriei, în spatele Casei de Cultură.